Parlamentul a adoptat legea bugetului de stat pentru anul 2019, care conține cel mai mare buget de după 1989 destinat Ministerului Sănătății, respectiv o sumă considerabilă mai mare decât în 2018. Majorarea este de circa 12% față de anul trecut, iar bugetele propuse pentru Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate ajung în acest an la 4,84% din PIB, un fapt îmbucurător pentru realizarea dezideratelor cuprinse în programul de guvernare al PSD-ului. Îmbunătățirea serviciilor sistemului sanitar public va fi principala prioritate a Ministerului Sănătății în acest an, cea mai mare creștere fiind reprezentată de cheltuielile pentru investiții, unde suma este de 1.183.535 lei față de 193.422 de lei în anul 2018. Majorările reprezentative se referă la sumele destinate cabinetelor medico-sociale, unde standardul de cost în acest an de la 11.285 de lei an pe pat se trece la 20.986. Un aspect important în ceea ce privește buna funcționare a domeniului sănătății este finanțarea segmentului medicină de familie, care are în acest an un plus de peste 22% față de anul trecut. Preocuparea devine concretă pentru asigurarea medicinei primare de la un înalt nivel de calitate pentru a se reuși servicii medicale de calitate pentru beneficiari. Centrele medico-sociale și cabinetele școlare vor avea astfel creșteri importante din punct de vedere bugetar, fapt care va avea efecte pozitive pentru starea generală de sănătate a populației. Un alt capitol semnificativ este reprezentat de sumele ce vor fi utilizate pentru proiectele cu fonduri externe nerambursabile, care a crescut cu peste 85%. De asemenea, pentru programele de sănătate și celelalte acțiuni prioritare în acest an, bugetul a fost majorat cu 24% raportat la 2018. La nivel salarial, creșteri însemnate sunt prevăzute pentru majorările acordate rezidenților și altor categorii de personal din cabinetele de medicină sportivă și medicină școlară. Reamintesc că anul trecut, odată cu noua grilă de salarizare, un medic primar are acum un salariu de bază de 13.338 lei față de 6.018 lei brut înainte de 1 martie 2018, iar un medic specialist de 10.563 de lei raportat la 4.675 lei anterior majorărilor. Unul dintre amendamentele adoptate de plenul reunit al Parlamentului este suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu 295 de milioane de lei la capitolul Sănătate, Bunuri și Servicii pentru finanțarea programului privind distribuirea de vitamina D, dar și a programului Panorama, ce vizează testările prenatale ale femeilor însărcinate, precum și programul de testare a marcărilor tumorali. De asemenea, a fost votat un amendament care majorează bugetul Ministerului Sănătății cu 230 de milioane de lei pentru susținerea de către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a programului Diabetul Juvenil. În programul național de diabet sunt prevăzute fonduri pentru acordarea dispozitivelor medicale moderne, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de pompe de insulină cu senzor de monitorizare continuă a glicemiei, precum și materiale consumabile aferente acestora pentru copii cu diabet zaharat de tip 1, în scopul asigurării unui tratament optim și a modernizării evoluției bolii. Pentru Programul Național de Oncologie sunt prevăzute fonduri pentru asigurarea tratamentului bolnavilor și a moleculelor noi, de se introduc molecule noi, de terapii noi, inclusiv de materiale sanitare noi pentru reconstrucția mamară după afecțiunile oncologice prin endoprotezare.
Cele două amendamente de care am amintit mai înainte au ca sursă de finanțare diminuarea bugetelor serviciilor de informații, fapt îmbucurător, având în vedere că sănătatea românilor este extrem de importantă. Faptul că România a avut a patra creștere economică în Uniunea Europeană a avut fără îndoială un efect benefic asupra construcției bugetului de stat pentru 2019. Sunt convinsă că bugetul sănătății va rezolva foarte multe dintre urgențele sistemului în acest an, iar românii se vor putea bucura de servicii de sănătate la standarde cât mai apropiate de nivelul țărilor europene dezvoltate.